Bună dimineața, bine v-am găsit. Nu e o săptămână veselă, parte din momentele tale nu sunt nici ele foarte vesele, dar atâta timp cât mesajul atinge și ajunge acolo unde trebuie, exact. Nu pare că suntem câștigați. Ideea e să pui suflet în ceea ce faci și ca artist și ca profesor, orice ai face, ideea e să-ți meargă la suflet. Despre ce vrei să vorbim astăzi? Eu consider, pe asta se bazează de fapt toată activitatea mea, că orice lucru poate fi învățat în joacă, cât ar fi el de serios, fără să îl ridiculizezi în niciun fel. Așa că m-am gândit să vin tot cu câteva ghicitori foarte simple, foarte căutate de către copii. Paradoxul este că, deși e ceva extrem de ușor și pe care îl vezi de zeci sau sute de ori în fiecare zi, nu îl recunoști și nu îl știi. Asta e paradoxul. Au românii o vorbă frumoasă, nu vezi pădurea de copaci, știi? Nu ți s-a întâmplat niciodată să cauți ceva și să nu găsești acel lucru fiind chiar în ochii tăi? Se spune că ascunzi cel mai bine un lucru la vedere. Exact, da. Mie mi s-a întâmplat zilele trecute să vorbesc la telefon cu mama, mă grăbeam și zic că mă grăbesc. Telefon. Exact, nu-mi găseam telefonul în timp ce vorbeam cu ea. Luasem cheile, portofelul, nu știam unde e telefonul. Da, 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 e o chestie amuzantă pe net cu mama care îi dă mesaj de pe telefon, pe telefonul fiicei și zice: "Măi, te rog eu frumos, nu mai umbla cu lucrurile mele. Ce s-a întâmplat, mamă? Nu mai găsesc telefonul. Mamă, e la tine în mână. Nu fă mișto de mine. Cum să fie la mine? Scrii de pe el, mamă. E la tine în mână telefonul." Concret, despre ce vorbim? M-am gândit să combinăm joaca cu învățătura, așa cum am spus. Și fiindcă toți copiii sunt foarte atrași de animale și le plac foarte mult animalele, m-am gândit să plecăm de la o întrebare foarte simplă. Câte animale sunt pe stema țării noastre? Tu câte crezi că sunt? Eu am pus această... Bouru. Nu, nu le enumera. Doar spunem cifra. Două. Eu am pus această întrebare nu la sute, la mii de oameni și nimeni nu mi-a răspuns corect din prima. Care Șapte sunt. Șapte? Șapte. Și fii atent, hai să pornim. După aceea, după ce lichidăm întrebările, o să trec în fața ecranului și o să le fac pe toate din umbre, toată stema. Da? Da. Hai să vedem. Dar, primul animal. Da. Este singurul animal de pe stema țării noastre care nu mai există nicăieri în lume. Care crezi tu că e? Zimbru. Bouru. Bou. Da, și reprezintă Moldova, așa e. Dar ce animal reprezintă Oltenia? Și bineînțeles că e un animal care nu trăiește la noi în țară și nici pe acest continent. Leul. Leul? Leul. Ah, da, leul, da. Leul. Da, da, da. Asta e paradoxul. Stema noastră are 5 casete. Cele 5 casete reprezintă cele 7 provincii românești. Numai la noi vezi așa ceva. Așa. Bun. Mai departe. Ce animal reprezintă țara românească? Habar n-am. Agvila. A, da, corect. Și avem trei agvile. Una mare, pe care e toată stema, una micuță țara românească și alta micuță care reprezintă Transilvania. Da. Și acum, îmi place să spun acest lucru, că poate cineva o să-l audă și o să țină cont de el. Marele paradox, știi care? Că pe stema Transilvaniei românii nu apar. Sunt trei simboluri acolo, dar românii nu apar. Adică? Apar maghiarii, apar secuii și sașii. Dar românii nu. Nu știu simbolurile. Da, apare un vultur, apar soarele și luna și cele 7 cetăți. E emblemă făcută la 1600 și ceva, când românii de acolo nu erau considerați națiune. Aha, am înțeles. Poate ar fi bine să și cumva e ceva băgat și acolo. Da. Deși au fost oameni care au încercat. Pașoptiștii au vrut să schimbe acolo și să pună și ceva al românilor. Da. Vrei să ne arăți? Trecem, da, vă arăt cu mare drag. Nu, trecem direct și exemplificăm. Gata. Să exemplificăm. Leon Macdan la Neața într-un moment de... într-un seminar exemplificăm, dar prin umbre. Te rog. O să începem cu bourul, da? Că despre el am discutat primul. Continuăm cu al doilea animal de pe stemă, cu leu, da? Și cel de-al treilea, agvila.
Advila, evident că poate fi și în zbor. Și apropo de păsări, care credeți voi că e cea mai mare pasăre de la noi din țară? La fel, nimeni nu bănuiește. Hm? O să o fac eu din umbre. E lebăda. Și închei cu un simbol național care mie mi-e foarte drag. Este un simbol vechi, vechi, de pe vremea dacilor. Ursul. Și fiindcă suntem la televizor, o să încheiem cu un plan îndepărtat și cu un plan apropiat. Și am ales pentru asta o altă vietate, foarte drăgălașă, o buvniță. Cum arată o buvniță de departe? Și cum arată de aproape? Mulțumesc, mulțumesc. Doamnelor, domnilor, totul ideea se e simplă. Ideea e simplă, să ne jucăm învățând și să învățăm jucându-ne. Asta sper din suflet. Nu vreau să dau lecții nimănui, dar tare mult îmi doresc ca profesorii să nu mai fie profesori de matematică, de fizică, de română, să fie profesori și să îmbine aceste lucruri. Poți să le amesteci și poți să faci o lecție frumoasă în care întrepătrunzi toate lucrurile. Și atunci copilul chiar că învață de drag și reține totul foarte ușor. Și asta poți să facă și profesorii și părinții, oricine. Mulțumim tare mult, Leon Magdan, prietenul nostru, de căutat pe Facebook. Leon Magdan este pagina Teatrul de Umbre. Dacă sunteți și în platou când se întâmplă astfel de lucruri, dacă sunteți la un eveniment, cum des ne întâlnim cu el, cu Leon al nostru. Credeți-mă, starea se amplifică de 10, dacă nu cumva de 100 de ori. Teatrul de Umbre pentru noi reprezintă așa o modalitate de a săpa în interiorul nostru și de a mai găsi fărâmă de simț ludic ce ne-au caracterizat odată. Mulțumim, Leon, încă